G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Subnautica! Ce face, băiato? Ia mă, mi-a dat-o rău? Oh my fucking god, cât mi-a luat, ești de bun! Păi ești nebun? Ce mi-a dat-o omul? Stai așa că facem o boacă, n-ai ce, ne ducem prea aproape de... Ah, fac, stai că nu mă uitam unde trebuia. Mamă, ce mi-a dat omul! Trebuie să ne uităm neapărat să vedem ce... ce boacă ne-a făcut acolo. Bun, dragilor, bine ați revenit. Ce mai faceți, cum mai duceți cu gacicile, cum stați? Am fost odată și sunt la Sky. Deci am fost la bază data trecută. Am făcut niște pregătiri cu materiale, chestii socotelii. Stai că două secunde, că nu mai știu în ce direcție este. Uite în partea asta. Nu mai știam în ce direcție e intrarea în peșteră. Aprinde, mă, și tu becul ăla ceva, mă, nene, mă, că nu... Cu ce a prins, mă, becul? Cu click dreapta. De ce nu se vede, mă, nimic? Așa, și, deci, cum spuneam, am făcut niște pregătiri și data trecută... Hai să ieșim un pic de aici, că... De ce? Nu, stai așa, oprește-mi tot frumos un pic motorul, că... Bun, și hai să vedem ce se întâmplă pe aici. Oh my god, bun. Dă-mi repair tool, da, te rog. Ok, nu cred că... Trebuie să fie vreo găurică pe aici. În afară de asta, mă gândesc. Ia, stai să ne ducem jos. Aici ceva curge, vreo apă, mă? Pe unde sunt, mă, toate găurile? Ăla eu. 1250. Mamă, frate, a luat 125. A luat 250 din sănătatea. Unde repar, mă, că nu înțeleg. Aici atâta? Păi și cum repar, trebuie să mă duc pe aici din afară? Ok, bun, hai să băgăm în peșteră, că în peșteră nu avem atât de mulți gușteri. Așa. Mergem cu head slow. Bun. Unde suntem? Stai așa. Orientează-mă. Da, deci cred că trebuie să ne ducem prin afară să reparăm bubele. Ok, și mă interesează, asta mă interesează să văd aici, să nu dăm cu coada pe cât posibil. Ușurel. Salut, băiatul. Au. Am testat de asemenea și m-a luat acum dintr-o dată cu tuse, mamă, deci mi-a dat o rău de tot ăla, m-a zbuciumat emoțional. Am testat și cu Simotu și cu Pronsutu să vedem exact care e faza cu brațele și într-adevăr atâta timp cât le ai pe amândouă nu mai poți să iei de pe jos chestii, din păcate. Ok, poate că ar trebui să-l facem alb, că nu prea se vede absolut deloc în întuneric. Bun, da, ne dă de toate la oprește-l. Ok, și mă interesează aici, mai vreau fă-l alb, că fă-l alb, mâncați-l base sau nu știu, ceva, o culoare din asta așa. Stripe name, are până și nume, mă. E, și acum dacă mă uit de la, cu camera de sus, parcă, a? Parcă altă viață. Bun, ok. Engine offline.
Și hai să mergem să vedem cum ne punem mintre, băgăm ăsta aici să reparăm. Dă un save, dă un save că... Unde s-a întâmplat tati? Uite-mă aici, mă. Și cred că ai tot, nu? Adică buba pe care ne-a făcut-o nu a fost extraordinar de mare. Întrebare, eu aici pot să pic cu pronsutul. Nu cred că e o problemă, nu? Ia să vedem, domnule. Este ok, este în regulă, toată lumea e fericită? Înainte erau pe interior bubele astea. 1500 din 1500. Perfect! Magnific! Mirobolant! Așa. Bun, băgăm un picuț de pizza. Da, deci spre urmare, pronsuit grappling armor îl țin la mine în inventar și când o să avem nevoie de el ieșim repede afară și îl aruncăm, dar până în momentul respectiv o să fim nevoiți, nu avem altă soluție, să-l ținem. Avem nevoie practic de brațul celălalt pentru atac. Cam asta e ideea. Știi ce? Tocmai am realizat o chestie. Ținând cont de faptul... Ia, stai un pic. Ținând cont de faptul că nu ne ducem acum unei upgrade-ul. Fii atent, dă-mi-l pe ăsta și bagă-l pe ăsta. Așa. Că momentan nu ne ducem cu gândul de a... A super. Și cu click dreapta, zici tu. Nu-mi place. Stai. Nu pot invers, mă? Deci ăsta așa, echipează-l și după aia ăsta așa. Ia să vedem acum cum e. Da, e bine. Bun, și acum pot să mă duc să fur pe ăsta. Așa și să vedem. Nu. Așa, asta aveam. Să fie ăla de atac pe click normal. Aia vreau să fie, chit că e cu stânga și e un pic dubios, dar na. Bun, și hai să ne ducem să ne plimbăm. Mai luăm câte o magnetite. Bun, și să încercăm pe cât posibil. Super, nu că n-am putut să-l iau din prima, e ok. Să fugim! Și să fugim. Și să sperăm că gușterul ăla... Bă, întrebarea mea este, omul a ieșit afară sau ies în doi? E unul aici și unul afară. Eu nu mi-aduc aminte ăla de afară să fi fost acolo. Opa, s-a întâmplat ceva, avem o problemă aici. Băi. Nu-mi place, se întâmplă ceva și nu-mi convine. Ok, hai că i-am dat un restart. Și văd că și-a revenit. Băi, nu mă panicați, vă rog eu frumos. Ce e cu... Da, uite-l aici. Ce, mă bucur că ne revedem. Guștere. Așa o plăcere extraordinară. Uite că poate că trebuia să... Zi, dacă tot am ieșit, să-i fi dat și un backup, dar nu m-a dus capul. Asta este. Dacă crăpăm, e vina voastră. Pentru că n-ați făcut backup, când trebuia să faceți backup. Fugi, nu sta la taclale. Pauză bulșitară, acolo am primit un e-mail. Ok, hai să vedem. Bă, 1700, da? Adâncimea maximă. Fagi. Putem, mă, să mai ne întoarcem, să sperăm. Bă, am grappling hook-ul, nu știu. Vom trăi și vom vedea. Uf. De curiozitate, știi ce? De curiozitate. Mhm.
Da, mă, deci putem să ne facem o aroganță cumva. Ok, putem să facem chestia asta cu grappling hook. Ușurel ne putem întoarce. Oh my god. Oh, Doamne Dumnezeule. Fai de capul meu. Nu am cum să bag pe aici Cyclops-ul, nu? Cred că ar intra, sincer să fiu cu voi. Cu greu, dar ar intra. Băi, nene, de ce mă bag eu aici? Cine m-a pus pe mine? Întrebare, cât de adâncă e balta asta? Că pare destul de adâncă. Ținând cont de fapt că nenea asta se plimbă pe acolo cu ea. Am ia ceva din sănătate? Nu pare, nu? Îți da ce e, mă? Mama ta de gușter. A trebuit să-mi iei tu 5% acolo. Dă-te înapoi. Așa. Fai de capul meu, ce e aici, băi, nene, băi. Oh my god, zim că nu avem de-a face cu un alt Leviathan în zona asta. Ok, plumb. Nimic foarte interesant. Asta nici nu știu ce e, pana mea. Parcă vezi că avem nevoie de ele. Bă, astea sunt de alea termale, nu? Oh my god, ne crește bateria. Stai. Așa, e rubinul. Astea putem să le... Opa, litiu. El și pe ăla. Cuarțul momentan nu avem nevoie, dar rubin, litiu, chestii de-astea. Oh. Ok, niște prostii din astea. Titanium, am cam avea nevoie, dar... Ulala. Bun, ia dă un F6 să ne dispară ăsta momentan. Mai ia rubinele astea. Păi, nene, bă. Teoretic, datorită faptului că noi avem costumul magnific. Come on. Ar trebui să putem ieși aici la temperatura asta fără niciun fel de problemă. Teoretic. Practic, om trei și-mi vedea, presupun, nu? Bun, avem un scheletor aici. Salut, my friend. Ce poveste ai tu? Din ce parte trebuie să ne uităm la tine, mă, că nu realizez? Bă, de unde am venit, mă? Mai știți de unde am venit? Cred că de acolo am venit. Trebuie să ținem minte, băi. Ia, hai să locolim pe ăsta un pic pe partea cealaltă, că vreau să-i fac o poză. Tu ce ești, mă? Ce craniu ești, mă? Cât de repede credeți că murim aici în temperatura asta? Ia să vedem. Dă-mi înapoi tot ăsta ca să văd exact. Aoleo, mâncățești. Rezistăm, mă? Skeletal remains. Sea Dragon Age. Nici nu știu ce e aia. Bun, deci rezistăm, n-avem problemă, nu? Numai că ni se duce oxigenul, momentan. Ascunde și... What the f... Poză. Poză și pentru așa, gata. Welcome. Știi ce, dacă tot suntem aici, dă-mi un repair rapid, că... Îl reparai, mă? Da, s-a reparat, gata. Dă-mi un repair rapid, că nu se știe nici... Oh! Bun, stai așa. Hai să discutăm un pic. Plecăm. Bun. Deci avem niște...
Niște piloni extraterestri. Bun, întrebarea întrebătoare. Aici cât de adânc ne ducem în jos? Mă, să sperăm că nu foarte adânc. Bun, hai să vedem. Perfect, bun, bun, bun. Aia, vezi că trebuie, aiurea rău de tot, că trebuie să te plimbi. Bă, băieți, am găsit o nouă bază extraterestră, bă! Pananana, dă-i cu F6-le ca să vedem și noi ce se întâmplă aici. Ne. Așa, și pleacă de aici, n-avem nevoie de tine. Oh my god! Ai să nu teleportă, de ce freaking teleporteri? Nu, e fix aici lângă băcămeș. Zim că nu mă teleportează în afara când bat piciorul. Pleacă, 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 pleacă. To have ce? 86, mi-a dat-o. To have canals to the sea floor? Hai să ne dăm un pic așa la o parte, mă, că nu... Ăștia nu cred că ne atacă. Am atat de cușter, stai acolo că stai bine. Poți să-l grappling cu his, mă, la mine? Ah, you do what the fuck? Ai de mine! M-a scos avară, mă, ești nebun. Ok, hai să reparăm ăsta. Mama ta de gușter. Bun, deci trebuie să fim super atenți că e peligroso. Păi și mă duzai fix lângă el, știi? Asta e buba cea mai mare. Asta ce e, mă? Mai avem câte un colț pe aici, a? Bun, hai să încercăm să găsim o cale de intrare rapidă, ca să nu stăm ca proștii să ne luăm. Măcar am reparat asta, ceea ce mă bucură foarte tare. Avem niște cristale. Bă, cum se iese, mă, de aici? Dacă mă pui să am o cheie din aia ca să pot să intru, nu știu ce să fac. Detecting an alien broadcast. Linguistic analysis reads: caution, hazardous materials and life forms contained within. Forme de viață periculoase se află în interior, te cred. Tocmai am fugit de o formă periculoasă. Interior walls in this section are substantially reinforced, indicating the designers were seeking either to keep something out or contain it within. Whatever their intention, it clearly failed. Super. Zice că practic pereții sunt mai groși decât în alte părți, decât pe în altă pe baza extraterestră, spre exemplu, de la suprafață. Și ori au avut de gând. Da, mă, trebuie să venim cu o plăcuță, băgăm și piciorul. Ori au avut de gând să țină ceva în interior, ori să țină ceva în exterior. Nu, cam în el. Așa. Bă, nu știu, ne plimbăm. Ne plimbăm, vedem dacă poate... Că așa s-a întâmplat și în partea cealaltă. Aveam... A, uite un ou de ceva. Știi ce? Nu, vreau... Vreau lanterna. Vreau lanterna și vreau așa. Mic interesant. Deci ou-ul ăsta. E ceva cu să mișcă? Salut, bună. Chiar avem niște animale împăiate pe aici. What the hell? Ventuza asta nici măcar n-am întâlnit-o până acum. What the man, și speriat, mă! Zgomote dubioase.
Ok, fii atent, facem un print screen, că e prea șmecher ce se întâmplă aici. Nu știu ce se întâmplă, dar arată fain. Așa. Și o dăm ca să vedem download data. Damage report. Leviathan detected that facility perimeter closing at high speed. Exterior anchor cable impact with massive force. Exterior anchor system buckling, facility sinking, collision with sea floor. Breaches detected in containment unit 7. Leviathan eggs. Immediate specimen destruction protocol initiated. Destroyed one specimen accounted for. Evacuation staff to off-site sanctuaries. Planetary quarantine protocol initiated. One infected individual may not leave the planet. Băi, deci, nu știu, eu vă zic de acum că m-am mai interesat un picuț. Și se pare că noi trebuie cumva să ne întâlnim cu unul dintre leviathanii ăștia care, de fapt, poate să vorbească sau ceva de genul, înțelegeți? Poate să... Sea Dragon, ia să vedem. Sea Dragon, this large egg is held in hermetic environment and has been chemically sterilized without the means necessary to house a fully grown sea dragon specimen. It is possible the aliens sought to study instead the egg laying and incubating process to attend it is unclear. Da, deci studiau fauna de pe planeta asta, mă, și cred că asta au făcut, s-au băgat în seamă. Opa, stai să mai luăm niște oxigen, că am uitat cum. Ce ai mai descanat? Ah, astea? Ok. Studiau animalele și s-a întâmplat ceva dubios cu ele. Boy, de simplu în sensul ăla. It feeds on this matter until this material, at which point it will to create two new generic identical offspring and as it continues. Nu știu, putem să luăm ceva sau? Nu cred că are legătură cu noi. Ok, și nu știu, oamenii au făcut o bubă, ceva, s-a întâmplat ceva, au furat un ou de Leviathan, Leviathanul s-a supărat, a venit pe ei, ia bă, ce une vă credeți voi aici? Mai avem, da, mai avem mult și bine până îl consumăm și pe ăla. Și uite așa, a distrus totul și au trebuit să fugă de pe planetă cumva și să lase totul în urma lor. Bun, ce avem noi aici? Avem ceva MOVA acolo în primul și în primul rând care s-ar putea să fie o cheie. Residual biological evidence suggests indigenous life forms were brought to this location and ia uite mă, le-au disecat, mă, ești nebun, au luat animale și le-au tăiat. Eu știam că prostia asta biological matter. Știam că prostia asta de teleporter este de fapt un animal făcut genetic. The organic parts on display contain DNA from dozens of different ones, largely they are in varying states of augmentation with advanced technology. Version line setup suggests this self-warping constructs were built, maintained and deployed by the aliens that designed this facility. Da, da, deci asta era ideea, că teleporterii sunt de fapt niște, aș vrea să zic, ciborgi. Uite, vezi, și asamblau, pur și simplu asamblau, mă, nene, ești nebun. Warper. Ca să protejeze Enforcer Unit. Quarantine Enforcer Unit, așa, unitatea asta de quarantine. This life form shows signs of heavy genetic modificări genetice foarte masive, foarte masive, masive, punct. And extensive mechanical grafting. Ok, deci inclusiv părți mecanice. Ok. Digestive and pulmonary system has been replaced by an onboard battery receiving energy directly from the main grid and distributing around the body. Ești nebun, se reîncărca wireless, mă. Implanted beneath the skin and is triggered by the central nervous system, allowing the construct to teleport at will. Se teleportează unevre. The brain and the system has been digitally augmented with advanced processing power and remote communications. Assessment program of hunter-killer. Avoid. Un vânător programabil. Evitați pe cât posibil. Bine, mă, mersi pentru, ce pot să zic, pentru heads up. Ok, mai avem ceva de scanat. Vă spun că ar fi interesant și la asta să facem o poză. Yeah. Nu, stai. Așa. E un pic strâmbă, dar se la vi. Prin screen, mersi. Ei fac poze și pentru poza, zi mă, pentru ăsta. Păi să ne întoarcem pe jos, ne luăm un pic de aer. Păi aia mai continuăm. Pentru asta de acasă, mă, pentru tablou de acasă. Welcome, welcome. Dudele, cum pot să intru și eu pe aici?
Nu mă lasă, mă, nu, poate va vreo prostie, las. Lasă-l că nu moare. Bun, și hai să ne mișcăm repejor înapoi și să vedem ce mai găsim pe aici. Bun, deci nu am găsit încă tableta aia, să vedem. Ba, mai avem încă un terminal aici de informații. Data pertaining to the bacterium is being downloaded. Caution. Detecting atypical fluctuations in blood plasma proteins. A self-scan is strongly advised. Stai că mi-a zis ceva, nu știu, Alien Eggs, Alien Data Terminal. Ăsta cred că e. Cara Contagion Prove. Disseminal Contagion Excessive Data Regarding Bacteria Contagion Identified as Cara. Ok, deci ne zice despre boala asta de pe planetă. News of expansion in outer worlds. Pandemic development network error resulted in routing quarantine procedure failure. Contagion was uploaded to and spread quickly through the core worlds. Confirmed deaths. 143 de miliarde de indivizi au murit. This living cells and mutated the basic genetic structure. Symptoms stage 1, gradual immune system failure stage. Deci prima dată scade sistemul imunitar, după aia încep leziuni verzi pe piele și simptome asemănătoare cu răceala. Stage 3, al treilea stagiu, alterații biologice ale structurii tale. Stage 4, complex shutdown executive. După aia ai murit, gata. Emergency system taken, core world quarantine. Bacterial samples distributed, disease reserve. Trimit procedure unknown. Ok, deci a fost o boală adusă pe planetă și ăștia când au dat de boală au băgat planeta în carantină și au zis pa și la revedere, nu? Și să înțeleg că poate noi avem ocazia cumva să vindecăm lumea? Poate? I don't know. Mă enervează că stau un pic strâmb, nu știu dacă vedeți că camera este un pic strâmbă și mă irită maxim. Da, asta este, n-avem ce să-i facem. Băi, vreo găurică pe aici pe undeva, ceva interesant, niște peștișori micuți. Nici prea prea, nici foarte foarte, pe aici bucățele de ciborg. Bun, hai să iarăși mai luăm un pic de aer. Ok, și să ne facem, a zis că să ne facem un self-scan. Mi-e frică să fac un self-scan, sincer. Că cine știe ce descoperim. Parcă vezi acum că după self-scan încep să ne apară chestii verzi pe mâini. Self-scan cu F. Self-scan complete. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Da, ia uite. What the fuck? Pune-mă la pe mânușile, mă, că nu trebuie să ne vedem astea, mă. Jesus. Bun, geamul ăsta e spart? Geamul ăsta este într-adevăr spart, ok. Ia să mergem aici să vedem. Opa, hello, bună. Poți te scanezi? Remains of, nu știu ce, research specimen. Descrie remains of a vast predator housed within an artificial habitat. When they construct the house, the specimen suggests it was kept alive in containment for research purposes for months or even years. Ok, deci specimenul ăsta a stat aici luni sau chiar ani de zile. Organic matter indicates the habitat once supported extensive plant life, though it has since decayed. When the facility collapsed, the specimen was either left to die or killed on the spot. Evolution, while it shares some skeletal traits with the biter and sand shark, including its distinctive double eye sockets, this fossilized specimen is significantly larger and features unusual forearms rarely seen in aquatic specimen. This species has likely gone extinct in the past 1,000 years, and its evolutionary relatives have evolved almost beyond recognition. Dude, ești nebun? Vreau să zică că bazele astea extraterestre sunt mii de ani, dacă nu chiar mai mult? Că practic zice că seamănă cu sand sharks și că e posibil să fi fost un... Ce vedem, mă? Ce vede, mă, să scaneze? Că nu înțeleg. Am văzut ceva de scanat. Nu știu. Poate faci clamp acum. Că mă, pe mine aici complet.
Da, mă rog, și zice că a fost lăsat să moară sau a fost executat instant. De, și după cum am citit noi acolo, e clar că l-au executat instant în momentul în care au instituit carantina. Deci l-au omorât pe loc. Bun, ok. Ce pot să zic? Interesant. Am aflat un pic de informație despre teleportări. Așa. Am aflat un pic de informație despre boala propriu-zisă. Nu prea mi-e încă foarte clar toate cele, că în același timp stau să mă uit ca tâmpitul. Că poate găsești ceva. Salt. Ribcage. Mai avem 30 de secunde. Bagă repede că vreau să intru în asta. Ribcage, a display case containing an array of rib cages harvested from the indigenous life forms. There is a particular focus in this instance on vertebrae skeletal structures. While some of the skeletons match organisms encountered on the planet so far, most cannot be matched with confidence, suggesting either that there are species out there not yet accounted for or that they have become extinct since the samples were collected. Da, deci din nou, aceeași poveste, ori există animale pe care încă nu le-am întâlnit, ori au devenit au murit pe parcurs. Bun, 75 mai avem, încă mai putem să mai stăm un picuț aici fără să mâncăm. Bun, dudule, aici e ceva interesant, nu pare să fie. Stai să nu ne blocăm ca tâmpiții. Deci a mai fost și acolo un mic acvariu. Bun. Băi, deci aici, nu știu cum facem cu asta. Trebuie să venim neapărat cu o... Insert tablet. N-am, trebuie, am nevoie de o tabletă MOV, zici tu, hă? Asta pur și simplu ne dă acces la ceva informație, hă? Bun, hai să mai căutăm. Poate găsim pe afară o tabletă, ceva, poate găsim ceva interesant. Dar din câte îmi dau eu seama, cam atât a fost pe partea asta a clădirii. Ok, suntem cu sănătatea, ok. Bun. My dude, my friend. Hai să mergem în continuare, ce pot să zic. Băi, am niște probleme cu dinții care mă irită maxim. Și din când în când mi se întâmplă și ating fără să vreau dintele cu problema. Vai de mine. Vai de mine, zici că mă bate cineva. Mi se duce așa pe toată șirea spinării, de sus până jos. E un sentiment extraordinar. Nu în sensul bun. Hai mă, nu găsesc eu din asta MOV pe aici, mă. Numai atâta să nu atragem teleporter, că-mi bat piciorul maxim. Mai avem pe aici câte un robin, dar nu cred că stau acum după ele. Ok. What the actual fuck? Ce-a fost asta, frate? Fugi. Că dacă s-a teleportat, poate vine la tine. And I do not want that. Ok, am ajuns aici sub clădirea maximă. Băi, e un leviatan în zonă, fraților. Mâncava sufletul vostru, e un leviatan în zonă. Și cred că e unul de-al rău. Nu ca la Ghost something something. Stai, n-am făcut bine. Nu mai avem vreo altă cale de intrare, mă? Mă, de fapt, ce, mă? Te apucă? I-a apucat pe băiatul sărac. Bun. Tută! Să încercăm să mergem deasupra, mă. Înainte să mergem deasupra, stai un pic să mai ocolim un pic, că nu... Presupun că nu strică rău. Presupun, acum na. Să le ziceți asta teleporterilor.
Bă, da, nu, astea sunt bucăți de cablu din astea care au picat de pe structură. Aici nu pare să fie ceva super. Eu nu înțeleg care, ce face upgrade-ul ăla de jetpack. N-am înțeles care este scopul lui. Cred că îmi regenerează mai repede jetpack-ul sau ceva de genul. Că mi se pare tot la fel de scurt. Bebe, 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 bebe. Vezi de treaba ta. Bă, nu știu de voi, na. Aia să fi fost, aia singura intrare, mă, nu se poate. Parcă vezi că vin ca tâmpitul, mă prim ca tâmpitul și trec pe lângă ea fără să vreau. Doamne, ce bun ar fi fost simotul meu aici, mă, calar tata. Dar nu vii cu simotul, că ți-l distruge gușterul. Deci cred că am putea să-l ocolim un pic. Bun, hai să, în timp ce cădem, să ne uităm un pic la fațada asta. Bă, vi se pare vouă că ar fi vreo intrare pe aici, mă? Mie nu mi se pare. Ah, fuck. Come on. Bravo. Nu știu, trebuie să ne ducem înapoi acasă. Acasă, mă rog, știți la ce mă refer. Aici mi se pare ca și cum ar fi o intrare, dar nu văd. Rătele! Uite acolo. Nu e, mă, nene, mă, e bucada stâncă, mă. Ce ciudă miei! Nu se poate, mă, dita mai clădirea. Nu, e, stai că pe aici ne blocăm. Titanium. M-am blocat? Zim că nu m-am blocat. Oh, slavă celui. Să ne băgăm la titanium ăla acolo? Mi se pare că am mai văzut și pe în alte părți. Ok, fiți atenți. Mergem noi fain frumos acasica. Știi ce, hai să mâncăm ceva. Cum am ajuns cu mâncarea? Suntem ok, îmi ducem bloc. Hai să lăsăm mâncarea până ajungem. Hai să bem apă. Apa e esențială. Ok, niște cristale. Cam așa o vagă impresie că cu mâncarea ne mai putem descurca. Nu e o problemă foarte mare. Hu, nebunule. Dacă găseam o... Super. Dacă găseam o... Se găsia să mă teleporteze în afară, mă. Mai dă și damage gușterul. Dacă găseam o plăcuță din aia mov pe aici, eram tătic, da. Se la vinul, le poți avea pe toate. Ok, întrebare, mă, mai vede, mă? Ia fii atent, hai să ne băgăm un pic într-o parte aici. Aici o să fiu cu voi, nu cred că mai suntem în pericol foarte mare, cel puțin. Unde e, mă? Bagă-mi l-o pe ăsta. Nu, a, băgă-mi așa mâncat, fără să vreau, what the fuck? Băi! Echipa, omule. Am băgat fără să vreau. N-avem titanium. O ducem prost rău de tot cu titanium. Voi vă uitați acolo la asta, nu? Dacă vine careva după noi, nu? Bine, mă bucur că am avut discuția asta. Fă-i acolo, fă-i acolo, taci din gură.
Putem să le luăm pe toate, să sperăm că da. Te văd, fraiere. Doar mă tot. Nu dau seama. Mai am o bucată aici. Cred că ăla a fost tot, mă. Gata, mă. Bun. Din nou, ieșim un picuț afară. De ce parte, mă, partea asta? Bun, și ne luăm pe ăsta înapoi. Unequip. Alea, mă. Fugi. Fugi, nu mai sta. Uite, mai e și pe acolo. Bă, sincer, că să fiu cu voi, nu prea vreau să cred că doar atâta, mă... Trebuie să mai fie și altceva pe aici, nu? E absurd să fie doar atâta. Ne crește mai temperatura. Gata, tati. Ia uite cum crește energia la prunsul, te-ești nebun? Bun, hai că trecem pe lângă geyserile astea pe aici, nu? Bă, deci să știți că cred că la fel o să fac și eu cu... Când o să plecăm de pe planetă. What the fuck? A, se uita fix la mine. A, e table coral. What the hell? Random, așa. O să lăsăm în urmă drill, căpățâna și cu... Și cu thermal reactorul ăsta, cum Dumnezeu se cheamă. Că sunt super bune la casa omului. Mie mi se pare extraordinar de faină. Me. Bineînțeles că apucat să dea o dată. Uite-l, mă! Am crezut că ies din range-ul lui, dar se pare că nu. Poate mă omoară ăștia până ajung sus, că... Dacă știam, îmi luam tableta aia să nu mă chinui atâta, dar asta este să la vinele pe data. Ok, bun, și aici trebuie în doi pași să facem, că nu putem din prima, nu? Pick-up rubin. Ăla-i tati, ăla-i tati. Ăla-i, mă! Bun, și aici... Mai vedeți vreo margine? Nu știu, hai, ușor. A, fuck! Nu, come on, hai că știu că poți. Așa. Bă, ca în filmele cu proști să mor. Ia uite, mă, nene, mă. Deci încă o dată, stai așa, hai ușor. E la maxim? Gata. Ne ducem pe aici. Bun. E, și aici trebuie să ne ducem un pic în față, dacă n-avem altă șansă. Ăla-i tati! Ăla-i mă! Mamă, nu vine să cred. Bun, ok, întrebare întrebătoare. Pauză. Storage. Ok, dă-mi... acces la upgrade-uri. Dă-mi-l pe ăsta, unequip. Bagă-l pe ăsta, equip. Bun. Pe ce parte mi le-a pus, mă? Mi le-a pus, ok. Bun, și hai să vedem. Deci, titanium-ul... Bă... Am mai putea să mai luăm, dar cred că suntem ok momentan. Hai să vedem ce alte resurse mai găsim pe aici, că... Nu mai știu. Aur... Aurul nu avem probleme atât de mari, parcă să zic, nu mai știu exact. Cristalele un pic ar fi bune ca să omul ăsta tot timpul, dar iarăși avem o grămadă momentan. Silverul avem. Cupru, mă. Silver.
Văzusem un cupru, dar nu mai știu pe unde. Ăla e titanium. Ăsta cred că e tot silver. Unde am văzut noi cupru, mă? Sigur am văzut cupru pe undeva, dar nu mai știu unde. Mamă, dacă găsim cupru, ne-am scos. Aici de ce nu o să mă teleporte din aia să se ia de la Vaietane? De ce nu o să duc vreo 10 teleportări? Și să rupă în gură un Leviathan. Ce-i cu discriminarea asta, mă? Bun. E mogorică pe acolo, dar nu cred că ne interesează. Nu mă, cred că jos de tot am găsit o din asta de cupru, mă. Ăsta-s numai silver pe aici. Asta cred că e tot silver. Da. Nu, și aici așa avem aur. Uite. Ne putem uita la, la asta, că e același lucru. Gold, da. Ok, bun. Efect. All systems online. Bun, hai să eliberăm un pic inventarul. Ce vom așa, nichelor, nu am strâns momentan. Niște litium, parcă aveam o bucată. Bun, perfect. Magnetite. Asta e plum, silver, aur. Uite mă, fii atent că n-avem aur, mă. Ok, bun, luăm aur, nu-i problemă. Nu prea mai avem aur. Cupru. Aici e problema mare. Am fost și am luat o grămadă de dinți de noroși dintre ea. Rubin, o grămadă, bun, niște magnetite să fie la casa omului. Tu aici prostiile astea de iron cube-uri. Ok. O grămadă de titanium. La tata, cred că mai merge o rundă de titanium. Deci o să luăm aur, unul de aur și unul de titanium ca să stau liniștit. Ok, bun, hai să băgăm de mâncare, ce pot să zic. Pam. Ok, apă. Trebuie să facem rost de apiță. Bun. Purple tablet, switch container de la tata acolo. Bă, what the hell? Unde e toată apa mea? Încă n-am folosit prostia asta de first aid în mod supuzător. Ok, păi și mâncare. Aici ce-am pus, mă, că nu mai știu. Aici am pus chestii de construit. Bă, noi n-am luat mâncare, mă, de niciun fel. Ah, fii atent, activate the Cyclops Fire Suppression System. Am instalat un upgrade. Dar n-am realizat că e o chestie separată. Păi și de mâncare, cum facem, mă, din ala super șmechere? Vedeți, am instalat aici un upgrade de Fire Suppression, dar nu știam că trebuie să-l activez separat. Chiar nu m-am gândit. Bun, ok, health 90%. Am luat plăcuța, am luat de mâncare un picuț. Hai să ieșim două secunde să-l reparăm pe gușter. Bun. Cu aurul avem lângă noi, deci asta ne trezim acasă dacă e, nu e o problemă foarte mare. Ce vreau să activez momentan și rapid, până ne băgăm la alți proști. L-am omorât, mă, cred că l-am omorât. Bagă brațul de... Deci scoate-l pe ăsta, unequip. Zic bine, mă? Cred că zic bine. Și echipează-mi-l pe ăsta, equip. Nu mă, ia uite, mă. E pe mâna care trebuie, da! Perfect, asta îmi place să văd. Și acum mișcă-te repede, bagă maxim, hai. Go, go, go! O dăm direct pe la jumătate, că știm deja unde trebuie să ajungem. Unde Dumnezeu mai fi acum la Vaietan, nu mă întrebați. Tot silver, mă. Mamă, deci dacă găsim cupru, ne-am scos. Nu e că cupru are o anumită nichel, ok, trebuie să ținem minte aici dacă mai vrem, nichel. Fix pe mijlocul cărării.
Uite, gata, l-am văzut. Ăsta e plumb, probabil. LED, da. Iarăși LED. Ăla e tot silver. Salut, băiatul, ce face băiatul? S-a pus în mișcare, stai așa că s-a pus în mișcare. Fuck, 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 fuck. Așa, 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 nu mă vezi, nu mă vezi, nu mă vezi. Pleacă, mama ta de guști. Gata, a plecat, ăla e. Fugi, 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 nu-i dau ocazia să se întoarcă. Cât mai repede posibil să fugim din calea lui. Tot silver, da. Ce pot să le recunosc după formă. Iară vine. Iară vine. Mamă, când îți întoarce coada aia și trece cu totul prin trupul tău. Fugi, 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 fugi. În ce parte e, mă? Stai că vine iară. Ba, avem purple tabletul la noi, da? Da. Nu știu, ne-am găsit tableta aia portocalie, da. Asta un litium. Așa, nickel, titanium. Titanium iarăși. Bun, hai să ne ducem. Picăm ușurel, ușurel, ușurel. A! Ce-am prins, mă? Uite, mă, cupru unde era, mă. Păi și cine pui mei se bagă acolo după cupru, mă? Eu cine să se bagă? Când ne întoarcem, l-am întors. Au, 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 au. Ne crește și bateria aici, a? Băi, deci acolo, ăla e singurul cupru, mă, nu se poate, mă, trebuie să mai fie și prin alte zone, mă. Da, 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 da. Litium, rubin, mersi. Hai de mine. Bun, și acum dă, bagă maxim și fugi, că n-ai alte șanse. Ținem momentan pe lângă perete, că dacă ne mai dă ăla cu un teleport, măcar să nu pice ăsta în... să nu pice prunsutul în deșeurile toxice de dedesubt. Așa. Pe peretele ăsta știm sigur că nu-i nimic, pe peretele acelalalt iară știm sigur că nu-i nimic. Mama ta de guște, te urăsc, te urăsc cu pasiune. Bineînțeles, s-a găsit, mai să-mi dea el acolo, mă, să mă scoată el, mă. Aici, în partea asta, ar părea ca și cum e ceva interesant, deși nu... Știi pe unde n-am fost, mă? Știi ce? Până un alta. Bagă-l pe ala acolo să fim lost, lost. Deci noi ne-am dus acolo sus, nu? Și aia a fost singura... loc... singurul loc... pe unde am putut intra, corect? Bagă maxim. Ăla-i tati. Bun, bravo. Bun, hai mă să vedem tableta vieții. Ne deschide ceva mai mult aici sau ce se întâmplă? Bun, ne dă jos force field-ul. Și aici e o cămăruță simplă și atât? Da, mă, ești nebun, asta e toată... Specimen Research Data.
A catalog of information on the organisms previously or the, on the organisms previously contained within the alien facility. A number of entries have been translated. Small herbivore gamma. This entity seems to reference the common peeper. Shows no immunity to infection. Death commonly occurs within 4 days. Ah, ok, deci asta practic e un catalog cu ce au testat oamenii, mă. Cu infecții și chestii de genul ăsta. Și zice că, spre exemplu, a început cu cel mai mic, cu peeperul care moare în 4 zile. Show symptoms remission on exposure to enzyme 42, but symptoms quickly recur. Shows advanced learning behaviors. Shows some capacity to transmit enzymes to other species. Ok, deci au încercat cu ceva enzimă 42 să vadă dacă se întâmplă ceva cu, cu drogul, cu boala. Și deși inițial simptomele par să intre în remisie, după aia reapar, transmită ceva enzime către... Bun, embrioane de Leviathan. Adult specimen too large to study in containment. Egg specimens acquired from nesting site. Embryos show no signs of immunity. Death commonly occurs within 3 weeks. Small sample of eggs has been retained for continued high priority research on Leviathan hatching mechanism. Deci au furat ouăle de Leviathan, mă, și au testat pe ele, mă. Ieși cu capul. Off-site lab established to study remains large carnivore theta. Nu știu ce. Shows some potential for immunity to infection, but physical remains so far proved insufficient for full reconstruction. Ok. Leviathan neidentificat. This Leviathan species has been assigned designator Sea Emperor. Ok, cred că pe ăsta trebuie să-l găsim noi. Bone samples from Emperor specimens indicate some potential for cara immunity. Deci Sea Emperor s-ar putea să-ar părea că este imun la... virusul ăsta. Single specimen captured for study at purpose-built containment facility constructed in volcanic region la 1,4 km adâncime. Assessment. While it is unlikely that the emperor specimen is still contained within the facility described, it may be possible to acquire further data there on the alien's attempt to develop a vaccine. Păi și unde e, frate? Dă-mi o... Îmi dă, mi-a dat vreo punct pe hartă, beacon ouă roșii, nu mi-a dat niciun punct pe hartă. Bun, vreau să ajung. Și bineînțeles că e zonă cu vulcanică. Ok, deci ideea este în felul următor. Din ce am văzut aici ca prima informație, unici mă. Deci zice că peeperul ăsta are posibilitatea să transmită enzime către alte specimene. Și că chiar și la nivelul ăsta micuț, așa, arată un comportament inteligent, da? Ceea ce mă face să cred că, practic, toată planeta a evoluat de așa natură încât sunt super inteligenți, pot să transmită cumva enzime, enzime adică material genetic, nu? Cred că asta înseamnă, nu? Sau ce înseamnă enzime? Poate mă înșel. De la un specimen la altul, ceea ce mă face să cred că acest Sea Emperor poate să vindece cumva toată planeta. Cred. Nu știu exact cum, dar este o presupunere. Bun, bă, am aflat aici ceva, nu știm exact ce. Pana mea, Selavia asta este. Acum întrebarea este în felul următor. 1700. Noi de acolo am venit, trebuie să menținem, să ne menținem foarte bine în spațiu orientarea. Știți care este următorul scop pe care trebuie să-l găsim, nu? Următorul țel. Chianite-ul ăla. Prostia aia albastră. Care? Prostia aia albastră, cred eu, sincer, că o găsim numai în biomul de lavă. Bun, hai să ne mai continuăm un pic cu drumul pe aici, că poate găsim o intrare ceva către biomul de lavă. Teoretic, din zona asta toxică, ar trebui să ajungem acolo la o intrare din asta, dar nu știu pe unde. Dudule, ți se pare ție că ar fi pe aici ceva, cumva? Mie mi se pare că mă duc un pic în adâncime, deși nu sunt complet sigur. 800. Până la 1700 mai e. Asta ce, mă? Nickel ore, bun. Nickel ore, mă, surprinzător, văd că nu am avut nevoie de el atât de mult. Adică am avut nevoie pentru 2-3 upgrade-uri și aia a fost. Mai mult în continuare le ducem tot la minereurile astea vechi. Vechi, adică mă rog, de la început de tot. Super, am mai văzut, tot mai ce am văzut încă un Leviathan. Așa de dragă mea, și pe aici nu văd să avem o... Mușcă-l, mușcă-l pe ăla. Așa, așa.
Aici nu, nu avem copăcei de care, care să ne permite să ne ferim de el. Deci ar putea să ne luăm rău de tot. Zi-mi, te rog, că păstre, zi, că păzești o gaură către zona de lavă. Măcar atâta, dacă tot vin în, în teritoriul tău, să știu că vin cu un scop. Da, mă, atacă pe ăștia mici. E, mă, zona de lavă aici? Hai să-mi bag maxim. Văd ceva acolo, două puncte deschise la culoare. Yep! Zona de lavă. Na, nu m-a văzut încă. Fuck me, fuck me. Bă, băieți, mi-a făcut o plăcere extraordinară. Să vedem aici peste ce Dumnezeu îi dăm. Fai de mine. Încă 700 de metri și ajungem la maxim. Zi-mi, te rog, că e un chianit de pe aici puneva. Atâta vreau de la viața asta. Nu e, încă nu suntem suficient de adânc încât să dăm de un chianite, bă, gai și cioro. Bă, bă. Mai putem, mă, să ieșim. Bă, cred că de ieși, mai putem ieși. Problema o să fie cu apa. A, uite lipitorile. Că ziceam că n-am găsit până acum lipitorile. Te pui pe mine, mă? Alergă după ăla, micu. Mă atacă, mă? Bă, ăsta e un cristal de chianite? Ia, stai un pic. Nu, nu pot încă să-mi dau jos brațul. Oh my god, da! Bun, 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 bun. Dați-vă, 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 ușor, ușor, ușor. Pot cumva să mă dau jos din... Bun, bagă, equip. Welcome aboard, captain. Welcome, welcome. Cred că avem nevoie de cel puțin vreo 7. 2. Trebuie să fim un pic atent, cred că, cred că am impresia că pică pe lângă și... Pică, mă? Unde-s, mă, cristalele? Că mi-ești picior. Să vedeți voi că pică pe lângă. Pică pe margine, mă. Cât de aproape să stau, mă, de tine ca să nu pice? Dacă am făcut rost de 7, ne-am scos. Că mi se pare că ai nevoie de 3 pentru... Ne uităm acum imediat. Ai nevoie de 3 pentru un upgrade la Cyclops și 3 și 4 pentru un upgrade la... Sau invers. La, la gușterul ăsta mic. Gata? Cred că ăla a fost. Ok, bun. What the fuck? Stai că vreau să ies afară acum și tu mai ți-a dat ceva de mine.
nu știu ce a dat de mine. Hai să mergem aici. Ah, fuck, nu pot. Trebuie să pic mai întâi și pe aia să mă dau în sus. Come on, come on. Ala e tati, bravo. Bun. A, super, uitasem de tâmpitul ăsta. Bun. Aaaa! What the fuck? Băi, lipitoare împuțită. Lava larva. Ești cu capul, ce s-a prins el aici de ăsta meu, mă. Bun, avem o grămadă de. Bun. Mai vine mâna apoi? Cred că se lipește de chestii care produc energie sau ceva genul. Ok, și dă-mi unequip. Și atât, aia vreau. Ca să am liber mâna să pot să atac. Gata, tati. Bun, ok. 2, 4, 6, 8, 10, mă. Perfect. Nici nu voiam mai multe. Oh my god. Băi, deci dacă reușim să ne întoarcem acasă, știi cum? Moment magic, mă. Ah, fuck, 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 fuck. Și ăsta e altul. Nu era pe care i-am dat deja damage. Hai. Nu știu în ce trag, dar hai. Go, fără milă. Repede, mișcă-te, că vine prostul. Lumei. Stai că văzui un cristal pe aici de ceva, nu mai știu de ce. A, uite la acolo. Oh my god. Mama, am scăpat cu 91 viață. Nu vine să cred că mă dăm răbinul. Așa. Oh, la la. Bun. Ăsta e titanium, bun. Nu ne interesează momentan. Niște quartz, niște silver, da. 1000 de metri numai până ajungem la Cyclops, ești nebun. Bun, hai cu tata, hai că știu că poți. Ușor, 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 gentil. Ăsta e aur, da, ăsta e aur. Nu ne interesează momentan pentru că avem aproape de bază. Noi vrem cupru. E și un diamant acolo, dar iarăși nu ne interesează. Bă, nu mă, cu muzicuța asta, mă, te rog eu frumos, te rog eu maxim. 2 silver, da. LED, iarăși n-avem nevoie. Nu știu la ce Dumnezeu au ăștia nevoie de atât de mult LED. De ce ne pun atât de mult? Cred că e pus random la întâmplare, cumva. Super, te-am văzut, lasă-mă, nu vreau să te știu. Pleacă, pleacă, pleacă să nu te văd. Repede, treci pe lângă. Nu ne știe, nu ne vede. Nu ne-a văzut. Le titanium. Nu ne-a văzut în continuare. Come on, ia-l. Așa, bravo. Da, mă, nu, cred că păzesc cumva zona, nu cred că... Mai e un coar să fie. Mă, nu aș putea eu cumva să accesez inventarul ăstuia, mă. Știi ce? Mai dă-ne o apă. Așa, că stai liniștit. Bun, hai că am ajuns aproape a căsica.
deja teren cunoscut. E ok, în regulă, nu e panică. Încep să-mi iau aminte dacă am văzut și pe aici o bucată de cupru. Sau numai aia de acolo din gazul ăla. Titanium. Aici sunt foarte multe zone din asta peligroso. Nu știu că voi acum, Sky, eu știu, mi-au cam aminte exact unde ai văzut. Tu de ce ești atât de uituc? Pentru că nu stă nimeni, eu sunt atent aici la 5.000 de chestii în același timp. Și mă și vorbesc cu ura mare. Tu stai frumos pe canapea, pe scaun unde stai. Și doar de te uiți. Nu-l luai, bineînțeles că nu-l luai. Pune mă una pe el, așa. Bun, ia și coarțul. Mor. Așa, încă o bucată de litium. Mamă, dacă n-am luat rarul bine pe aici. Bun. Mai avem ceva de luat? Am văzut un rubin acolo. Come on. Litiu, 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 dă-te înapoi. Și acum să vezi că nu o să mai avem nevoie niciodată de litium. Ca așa se întâmplă. Bun, ok, totul mai este ok, totul mai este în regulă. Repede, 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 upgrade-uri. Bun, bagă ăsta, echipează-mi-l. Open storage, vezi ce pot să fur de aici. Perfect, e liber. Enter, prosun. Bun, și acum problema este că nu o să mai putem lua chestii de pe jos. Deci trebuie să distrugem ăla de cupru și pe aia să fugim, da? Și nici nu mai putem ataca, nu putem face nimic. Bine, putem ataca cu ăsta de... un pic, așa. Gen... să-i arăt cine-i șeful. Cât de aproape pot să mă pun el. Na. Să mă joc un pic cu sentimentul lui, dar nu-i fac cine știe ce. Nickel or, nu vreau nickel momentan, deși e bun și nickelul. Cupru, tati. Oh my god, avem două din astea de cupru. Gimme, gimme, gimme. Ho-ho! Tot cupru să vină la mine. Asta înseamnă că o să facem 20 de bucăți de cupru? Mă, nu zic nu, sincer. Come on, come on. Essential wiring components, te cred. Gata, mă? Nu, mai avem o bucată mică. Ăla cred că a fost. Perfect, bun. Și pe ăsta și gata. Mie eu sper din tot sufletul să am switch în spațiu acolo. Când ne zice că inventory full, e nasol. Bun, și acum întrebarea întrebătoare. Cum facem noi? Să ajungem în zona cu lavă. Încercăm să venim cu Cyclops-ul? Cum facem? Bă, cred că terminarea de mult. Da, terminarea de mult. Mă gândeam în continuu. N-am lăsat nicio bucățică pe jos, nu? Nu. Bun. Mai avem aici cupru? Nu, astea sunt doar de aur. Ok, nicio problemă. Bun. Primul prag. Ca să ducem vreodată lipsă de argint să știm unde venim. Ok, stop, stop, stop. Al doilea
la prag. Mamă, deci nu știu dacă reușeam cu fără upgrade-ul ăla. Bine, din nou, nu știu ce exact ce face upgrade-ul respectiv. De jumpsuit. Bravo, tati. Bravo, bravo, bravo. Bun. Hai că am ajuns și aici. Să lăsăm ăsta oare, mă? Brațul ăsta, în cazul în care vrem să atacăm cu el. Ia te pune un alta. Da, mă, uite-ți și tu. Deci au încăput două alea. Foarte tare. Bun, hai că mai încape un picuț. Aurul luăm de acolo de sub noi. Nichel. Ăla de pe mijloc. Nichelul de pe mijloc, dacă vrem neapărat. Sincer, nu vreau neapărat. Asta este. Magnetite. Ah, fuck, fuck, fuck. M-a văzut el repede, mă. Și întoarce-te, întoarce-te. Asta ce e? Silver. Cred că e unul pe care l-am început deja. Magnetite. Da, mă, deci sunt mai mulți Leviathan din ăștia. Eu speram să fie așa, gen să fie câte unul, să fie ca un boss, dar de fapt sunt mai mulți boși. Te vreau. N-am acum, acum. Cu bucat de litium. Bă, se regenerează, mă? Sau nu le văd eu prima dată? Oh, bun, dragilor, magnificilor, mirobolanților, al vostru dragi și scumpenea Skype, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Hai că am făcut-o și pe asta. Am găsit intrarea în zona de lavă. Băgam eu și piciorul în ea de intrare în zona de lavă, că e la mama... E departe. E super asta departe. Nu știu ce să facem. Cred că singura soluție este să ne întoarcem și să vedem cum găsim, că nu am nicio armă. Nu am absolut nicio armă pe ăsta. Ori să stăm ca tâmpiții să omorăm fiecare ăsta în parte. Fiecare Leviathan în parte. Ori să ne facem rost de upgrade-ul de momeli. Și să ne facem, cred că 5 momeli maxim putem să ne facem. Dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un coment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. Litiu, 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 litiu. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!